dată tuturor celor care au impactat ulterior în legătură cu noi. Nu mai insist pe o prezentare a mea, acest prim slide spune câte ceva despre background-ul meu. Așa cum spunea Adelin, mă simt cel mai bine poate în zona de consultanță, pentru că orice proiect de consultanță este o provocare, pentru că de fiecare dată sunt lucruri noi, pentru că de fiecare dată am de învățat lucruri noi și atunci e foarte, foarte interesant. Bun. Sorin, hai să ne să spunem până la urmă invitațiilor, de unde ne-a venit această idee? Cum a apărut ideea acestui seminar online pe Exact care vrem asta, să-l da, facem? exact cu asta voiam să continui. În timp ce invitații noștri pot citi acest slide, eu am să povestesc cum s-a născut această idee. Este născută de fapt de mult. Cred că de prin 97 sau 98, când am avut următoarea experiență, repetată până când m-a pus pe gânduri, și anume, în urma feedback-ului dat de cursanți, eram foarte încântat, oamenii erau foarte mulțumiți, inclusiv ordonatorul de program de instruire, și aș defini termenul ordonator, n-am găsit un cuvânt mai bun. Ordonatorul l-am numit pe cel manager, persoană, șef, spuneți-i cum vreți, care a cerut un curs anume pentru oamenii din echipa lui. Deci ăsta e semnificația pe care eu am conferit-o acestui termen, ca să nu fie niciun fel de confuzie. Așadar, feedback foarte bun, însă s-a întâmplat un lucru interesant. După o lună, două, trei, patru, m-am reîntâlnit cu acest ordonator. Ce faci? Salut, ce faci? Toate bune? Cum merge treaba? Ce fac oamenii? Și surpriză. Na, zice, nu sunt mulțumit. Dar de ce nu ești mulțumit? Păi zice, nu s-a întâmplat nimic, zice. Dar ce te așteptai să se întâmple? Păi zice, nu știu, mă așteptam ca oamenii să înceapă să schimbe lucrurile, să facă ceva în urma cursului, ce n-a făcut nimeni nimic. Bun, dar tu i-ai, nu știu, i-ai ajutat, i-ai antrenat, le-ai generat niște provocări așa încât să poată pune în valoare cunoștințele, deprinderile, competențele dobândite la curs. În general, răspunsul era nu la această întrebare și m-a pus pe gânduri lucrul ăsta. Și atunci, în decursul anilor, mi-am propus să vorbesc cu cât mai mulți dintre acești ordonatori de programe, să culeg feedback-ul lor după o perioadă mai îndelungată, deci după una, două, trei, patru luni, da? Și în niște ani, recunosc că de multe ori am fost tentat să o las baltă, mi s-a părut că e fără rost și că nu o să ducă nicăieri. Dar până la urmă, cu unele întreruperi adevărate, am continuat să culeg această informație, să o structurez. Și observați, vă rog, am discutat cu peste 80 de persoane, așa numiți ordonatori. Răspunsurile lor au fost cuantificate și prelucrate statistic. Și haideți să le vedem împreună mai departe. Nu știu dacă sunt foarte, foarte relevante ca și datorită faptului că eșantionul nu e neapărat reprezentativ la prelucrări mai fine, să spunem așa, totuși cred că e suficient ca să ne pună un pic pe gânduri. Și iată ce spune o primă statistică. Rezultatele obținute pe termen lung, însemnând aici una, trei, patru, cinci, șase luni, cam pe aici. 51% dintre manageri, dintre cei care au comandat aceste programe de instruire pentru oamenii lor, au spus că rezultatele sunt slabe sau chiar nu sunt. Deci jumătate, chiar peste jumătate. Un procent foarte redus, după cum vedeți, au confirmat rezultate foarte bune. Mai departe, vedeți, îngrijorător este acel nu știu. Vom reveni un pic mai târziu la el. Haideți să vedem cum se leagă acest feedback al liderilor de echipă, al managerilor,
de feedback-ul celor care au participat efectiv la curs, pentru că ne așteptăm să fie o sincronicitate aici. E, iată că nu-i deloc așa. Deci avem 48% dintre cursanți foarte mulțumiți, 55, aproape 56 mulțumiți și doar 2 și ceva la sută nemulțumiți. Avem aici o discrepanță care ne pune pe gânduri și este interesant să pătrundem un pic în miezul lucrurilor ca să vedem de unde vine. Are o explicație, este o aberație generată de o proastă prelucrare a datelor pe care eu le-am cules și care trebuie să mi-o asum dacă e așa. Nu știu, haideți să vedem, tragem împreună concluzii, pentru că am mai desfăcut ceapa un pic, ca să zic așa, și am tras aici niște concluzii, care aceste concluzii iarăși vor cere în rândul lor niște concluzii. Deci, observați, vă rog, rezultate foarte bune. Acești 7%, discutând cu ei mai în amănunt, am tras următoarele concluzii. Și anume, observați că din cei 7%, unii dintre ei și-au asumat diverse tipuri de încurajare, alții alte tipuri de încurajare, de atitudine proactivă față de generarea de proiecte. Deci au făcut ceva, n-au rămas într-o expectativă din asta păguboasă, așa, care îndeamnă și pe oamenii din subordine la inerție. Nu? Deci observați, 13% i-au încurajat, au sprijinit. Cel mai interesant este acest 37% care spune am inițiat imediat proiecte pe baza cursului. Deci, iată, și atenție, această abordare se leagă și de cei 25% care spun că rezultatele au fost bune. Deci, 7 și cu 25 avem un 32% din plăcinta rezultatelor obținute pe termen lung, care ar avea ca și explicație modul de aplicare a cursului sau modul de valorizare a acestui curs. Tot în zona asta observați, vă rog, legat de prezența angajaților care sunt motivați, care sunt proactivi, care funcționează ca și lideri la ei în echipă. 10% mi este mascat un pic aici, trebuie să văd. Este interesant, Sorin, dacă am putea întreba dintre invitații noștri cine a făcut sau dacă a făcut cineva vreo astfel de analiză în propria companie. Dovadă că oamenii s-au înscris la acest webinar ar fi că sunt interesat de subiectul acesta și dar aș vrea să aflăm dacă cineva a făcut o astfel de analiză. O astfel de analiză e destul de greu de făcut din perspectiva unui specialist HR. Poți să faci, zic eu, poate greșesc, poți să faci o analiză legată de cursurile, de programele de instruire care s-au desfășurat la tine în companie și cumva să cuantifici nivelul lor de returnare a investiției, să zicem așa, nu știu. Dar haideți să ascultăm dacă sunt păreri și puncte de vedere în faza asta. Mai avem de discutat. Plăcintele se cer feliate mai departe. Vă ascultăm dacă aveți puncte de vedere. Nu știu, poate nu suntem auziți. Bună, vă auzim foarte bine, însă nu am o experiență pentru asemenea analiză nici pe departe încă. Aștept să văd ce ne mai împărtășiți. Ok, păi haideți să vedem împreună plăcintele astea, pentru că noi nu ne putem erija în deținători ai adevărului. Aici am tras niște concluzii preliminare,
aceste concluzii sunt într-o anumită măsură credibile, pentru că eșantionul nu este foarte bogat, totuși 80 de persoane nu e foarte mult, mai ales când faci plăcintă din plăcintă, nu? Un procent poate să fie efectul discuției cu 2, 3, 5 oameni, ceea ce nu e neapărat relevant. Dar, așa cum spuneam la început, cred că e suficient să ne punem un pic pe gânduri. Bun, haideți să continuăm atunci. Observați, vă rog, 17% au răspuns nu știu la întrebarea cum evaluați rezultatele programului de instruire pe care l-ați comandat, care s-a derulat cu oamenii dumneavoastră. Un răspuns de felul ăsta, nu știu, pe mine mă duce într-o confuzie totală, deci nici nu știu cum să interpretez. Nu știu, vă mărturisesc că aici mă blochez. Ca manager care ai un buget și îți propui să utilizezi acest buget eficace și ca orice manager trebuie să urmărești niște parametri de profitabilitate, de eficiență, de eficacitate și să dai un astfel de răspuns, e un pic ciudat. Nu știu ce să zic. Haideți să vedem zona galbenă cu 51%. Aici iarăși ne spune ceva și observați că suntem în antiteză cu plăcinta din dreapta. Deci nu am generat niciun proiect, m-am așteptat să aibă ei inițiativa unor proiecte de îmbunătățire, nu s-a schimbat nimic, lucrează tot așa, au apărut unele schimbări în mentalitatea și eficiența lor. Rezultatele sunt foarte... nu știu, nu sunt foarte bune, haideți să nu ne exprimăm așa dur. Dar par să fie legate de abordarea celui care gestionează, nu? Echipa participantă la instruire. Observați că în dreapta avem o abordare proactivă, avem o abordare specifică unui lider și unui manager care lucrează cu oamenii, care îi pune la treabă, le oferă o direcție, le oferă, să zicem așa, contextul în care să-și pună în valoare cunoștințele dobândite. Eu am avut ocazia să văd lucrurile astea din ambele perspective, atât ca trainer, cât și ca ordonator de programe de training. Am fost director de vânzări, am fost director general și am cerut, am comandat diverse tipuri de cursuri pentru colegii din echipa mea și am observat că nu întotdeauna lucrurile se întâmplă cum am așteptat eu. Și vă mărturisesc, am făcut și eu, cred, același tip de greșeală. Adică m-am lăsat prins în vârtejul activităților cotidiene și am așteptat uneori, poate mai mult, mai degrabă, ca oamenii să aibă inițiative, în loc să-i ajut să aibă inițiative. Și de cele mai multe ori, când am avut o atitudine de tipul ăsta, de așteptare, bineînțeles că lucrurile nu s-au întâmplat, pentru că oamenii, în general, nu funcționează așa. Ne putem întoarce oricând la aceste plăcinte, să mai discutăm. Dar între timp, haideți să mai vedem niște lucruri interesante care ne spun câte ceva despre felul în care funcționăm noi oamenii. Iată un sondaj Gallup. S-a făcut un studiu, cei de la Gallup au făcut un studiu legat de implicarea angajaților, de proactivitatea lor. Și rezultatele nu sunt deloc de natură să ne relaxeze. Deci, neimplicați activ formează un total statistic, desigur, de 70%. Asta ne spune, dacă luăm în serios acest sondaj, și nu văd de ce nu l-am luat, pentru că Gallup este o instituție serioasă, ne spune că oamenii nu funcționează de la sine, ei trebuiesc antrenați, trebuiesc introduși în niște contexte care să le permită să încurajeze, chiar să-i împingă un pic, să-i scoată din zona de inerție, pentru că știm bine, schimbarea
nu se petrece de la sine și ne este greu să ieșim din zona de confort, oricare ar fi aceea. Nu? Deci, aceste cifre ne spun, zic eu, destul de clar că dacă așteptăm pur și simplu, manageri fiind, după ce am plătit, să zicem așa, un curs pentru oamenii noștri, pentru echipa noastră, dacă așteptăm pur și simplu să se întâmple lucruri, vom aștepta cam degeaba. Oamenii au nevoie de o direcție după aceea. Ce să facă cu acele competențe, cu acele deprinderi? Noi, ca manageri, suntem în zona în care avem și ca lideri, avem direcție, avem viziune, avem obiective, nu? Și atunci ar trebui să punem noile competențe și abilități în slujba atingerii acestor obiective și a împlinirii unei viziuni care, nu, teoretic, vine de sus, din miezul companiei. Mai avem aici un grafic pe care eu l-am construit așa pe baza experienței mele. Cifrele de pe verticală din stânga n-au nicio semnificație. Deci este pur și simplu, dacă vreți, intuitiv, așa, din experiența mea de lucru cu oamenii de diverse niveluri și categorii. Și vedem că gradul de automotivare și de implicare, de asumare a responsabilității crește în principiu cu nivelul de, să zicem, educație academică, de poziție ierarhică care îți permite, dar îți și impune responsabilități mai mari. Așa încât, iarăși este foarte greu dacă ne ducem în zona de studii secundare și studii medii, unde se află majoritatea covârșitoare a celor care, să zicem, formează echipele de întreținere, de mentenanță sau operatori, dacă ne gândim la niște procese de îmbunătățire la nivel de linie de fabricate. Să zicem un 5S, să zicem conceptul de îmbunătățire continuă. Dacă nu ținem aproape de acești oameni, ei, așa de capul lor, nu vor ajunge prea departe și nu vom vedea rezultate semnificative. Vom rămâne într-o zonă de dezamăgire, pentru că, repet, nu au curajul, nu au anvergura, nu au imaginea lucrurilor, nu știu încotro să meargă, se tem să nu supere șefii. Aici e o altă discuție, putem intra în cultura organizațională, cât de permisivă, cât de mult încurajează inițiativa. Asta e o discuție foarte interesantă, dar nu e obiectul nostru. Deci, iată câteva elemente care ar trebui să ne punem un pic pe gânduri, mă gândesc eu, și să vedem ce e de făcut. Sigur, foarte comod este dacă ne întoarcem la aceste plăcinte, e foarte comod să arătăm cu degetul către acești ordonatori de programe de zile și să zicem, domnule, nu-și fac treaba, nu sunt serioși, nu sunt competenți. E o judecată și ca orice judecată este a priori greșită și este o abordare superficială pentru că nimeni nu este într-o zonă de dolce farniente. Ne gândim că toți acești oameni au presiunea colosală a producției, nu? Să meargă producția. Întotdeauna asta este lozinca, să meargă producția, restul sunt chestiuni secundare. Și atunci picăm vând nevând în această capcană și anume, de dragul prezentului, sacrificăm un pic ziua de mâine care poate aduce îmbunătățiri semnificative dacă punem în valoare aceste lucruri, cursurile, instruirile la care trimitem oameni. Și atunci răspunsul la întrebarea, una din întrebările din preambul, și anume, cursurile, programele de instruire sunt investiții sau cheltuieli? Cred că răspunsul este, depinde ce decide fiecare companie, pentru că ține mult, repet, și de cultura organizațională. Fiecare companie va hotărâ până la urmă dacă programele de instruire rămân doar niște costuri și se bifează niște acțiuni. Nu? Am un buget ca manager și scap de el, voi vedea ce se mai întâmplă sau chiar vreau să extrag ceva din el. Ce aș vrea să spun și nu știu dacă reușesc foarte bine, este o părere pur personală. Cred că aici rezultatele pot să apară mai bune dacă există o muncă de echipă, dar haideți să nu anticipăm.
Aș merge un pic mai departe. Mai am aici niște observații care nu sunt neapărat foarte îmbucurătoare. Dar iată ce am constatat, iarăși. Și eu ca și trainer m-am simțit, nu m-am simțit foarte bine. Observați, vă rog, destul de puțin dintre ordonatorii de cursuri chiar vor să știe ce fac oamenii lor în acele 2, 3, 4 zile cât lipsesc de pe linia de fabricație sau de unde își duc ei viața profesională de zi cu zi. Pe scurt, nu prea par să se implice. Poate au pe buze gustul unor dezamăgiri anterioare când au mai susținut, au mai avut programe de instruire și n-au ales nimic, nu știu. Dar nu apare această proactivitate în mare măsură. Eu întotdeauna sunt foarte bucuros și doritor să discut cu șefii, cu liderii, cu managerii cursanților, tocmai pentru a le înțelege contextul și pentru a adapta cât mai bine cursul, dincolo de cuprinsul discutat inițial, la nevoile lor, pentru că știm bine, sunt discrepanțe între ceea ce discutăm și ceea ce descoperim acolo în sala de curs, uneori este o diferență chiar semnificativă. Bun, iată alte situații deloc fericite cu care eu personal m-am confruntat. S-ar putea ca nu numai eu să fi trecut prin asta, ca și trainer. Deci observați, negociere peste negociere, domnule, vreau mulți cursanți ca să fac economie de aia. Sigur că fac cursul varză dacă aduc 15 cursanți, da? Că nu mă pot ocupa, sunt tipuri de cursuri unde trebuie să acorzi atenție specială fiecăruia în parte și dacă sunt 15 deja nu mai iese mare brânză. Dar cu toate astea se prezintă 4-6, da? Sau chiar mai puțin, am avut și această experiență. Observați, se schimbă componența grupei, vin oameni începând cu a doua zi, adică văd doar sfârșitul filmului sau dimpotrivă vin ultima zi, adică nu au văzut începutul filmului, nu știu intriga, dacă îmi permiteți această metaforă. Sau pur și simplu vin cursanți, cum am pățit în vreo două companii, care nu aveau nivelul de pregătire necesar cursului sau erau în pragul pensionării, cum mă întreba un bătrânel, mai avea 6 luni până la pensie și era un curs destul de greu. Da? Domnul Sorin, ce aveți, domnule, cu mine? Zic, eu mai am un pic și ies la pensie, lăsați-mă în pace, că nu-i pentru mine, eu nu înțeleg nimic din ce se întâmplă aici. Într-adevăr, omul era decuplat, el era cu gândul la pensie, nici eu n-am înțeles ce căuta acolo. Da, iată că se întâmplă. Da, se întâmplă astfel de lucruri și este mare păcat pentru că un demers generos poate ajunge în derizoriu spre insatisfacția tuturor. Bun, ne-am decis să propunem, nu putem impune în mod evident lucrul ăsta, dar ne-am decis să propunem tot mai mult și la tot mai multe cursuri pe care noi le susținem generarea de proiecte și chiar am propus proiecte concrete, așa încât oamenii să-și pună în valoare competențe dobândite, cunoștințe și să apară acel return on investment pe care toată lumea îl vrea. Și observați, în 14 cazuri, când am propus proiecte concrete, 12 au fost abandonate, doar 2 au continuat. Iarăși, ședințe gratuite de follow-up. Așa încât, știți cum se întâmplă, după o vreme vezi lucruri altfel sau constați că n-ai înțeles anumite lucruri sau te-ai lovit atunci când ai început să derulezi un proiect de o problemă sau alta și ai nevoie să fii sfătuit, să te sfătuiești, să ofere o altă perspectivă. De aceea am oferit ședințe de follow-up. Nimeni nu ne-a sunat. Foarte interesant. Au fost cazuri când s-a arătat cu degetul către HR. Așa cum spuneam, arătatul cu degetul nu este o soluție. Nu asta este. HR-ul de multe ori are o sarcină ingrată pentru că vânturarea de personal, dacă îmi permite să o numesc așa,
pune HR-ul la o muncă, nu știu, care nu prea aduce valoare. Adică sunt hârțoage de completat, când pleacă oameni, trebuie să recrutați alții. Toate astea mănâncă foarte mult timp și nu știu în ce măsură te mai poți ocupa, să zicem, către detaliu de gestionarea unui curs. Știți cum mi se par câteodată cursanții care sunt trimiși la diverse cursuri, ca niște copii ai căror părinți n-au timp de ei. Părinții sunt la servici, iar copiii sunt lăsați cumva de izbeliște. Exact ăsta este sentimentul uneori, din cauza vâltorii în care ne aflăm cu toții. Mă gândesc că poate aici ar fi niște soluții. S-ar cuveni să găsim împreună niște soluții, că nu știu. Noi am listat aici niște posibile cauze ale acestei situații, dar m-aș opri un pic și mi-ar plăcea tare mult să ascult și opiniile dumneavoastră, pentru că iarăși riscăm să se întâmple un monolog. Acum trece timpul afectat, iată, deja s-a dus jumătate din timp și n-aș vrea să vorbesc de unul singur. Așa că, dragi invitați, emiteți, vă rog, niște opinii, niște puncte de vedere legate de ce am parcurs până acum. Rezonați cu aceste constatări? Vi se par realiste? Le-ați simțit în propria companie într-un fel sau altul? Nu avem nicio reacție? Cred că pe chat e mai simplu. Da. Mihaela ne confirmă că rezonează întru totul cu ceea ce am povestit. Da, nu mi-a plăcut mai degrabă să spună că nu e așa, dar... Din păcate, așa e. Dar de ce pe chat? De ce nu ne auzim în prim viu grai? Că și așa ne lipsește interacțiunea socială. Nu? Haideți să ne auzim, avem voci. Uite, dacă tot Mihaela e mai curajoasă, a prins curaj, ne mai spune că de multe ori nu există o comunicare între nevoia managerilor de departamente și HR. Așa e. Și eu cred tot așa. Comunicarea este cauza principală la toate aceste minusuri. Sperăm că mai e cineva care vrea să spună ceva. Bună ziua, Claudia Iacu, sunt de la compania Optibelt. Mi s-a părut foarte interesantă prezentarea pe care ați făcut-o până acum și punctele pe care le-ați atins. Din experiența pe care am avut-o până acum, rezonez 100% cu tot ce ați menționat. Ba, din contră, am aflat și câteva informații noi, care sper și pe viitor să fie utile în modul de abordare al trainingurilor și al proiectelor și al follow-up-urilor care ar trebui implementate în relația cu furnizorii de training. Excelent. Observați, toate aceste motive cred că se regăsesc mai mult sau mai puțin în unele sau altele din companiile în care eu am fost, ca și cauze care duc la rezultatele slabe ale programelor de instruire. Cred că la nivel național, la nivel general, se cuvine și este valabilă o constatare și este foarte vizibilă oriunde te-ai uita. Cred că România în momentul ăsta are o lipsă teribilă de ceea ce numim leadership. Fără să facem politică, dar dacă ne uităm din fruntea țării în jos, să mă ierte Dumnezeu, eu nu văd niciun lider. Suntem, nu știu,
nu văd lideri. Și în companii, vă mărturisesc, foarte puțin lideri am văzut. Foarte puțin, foarte puțin. Cred că lipsește această componentă și cred că ar merita studiată tema și dezvoltate programe de leadership în companii, pentru că oamenii nu înțeleg, nu știu ce e aceea leadership. Mulți confundă leadership-ul cu managementul. Am discutat cu manageri care îmi spuneau, spre stupoarea mea, domnule, zice, ar fi bine dacă ar angaja și niște lideri. Confuzia acelor oameni era atât de mare încât ei vedeau lucrurile așa. Pe o poziție este angajat un manager și este angajat și un lider. Deci o echipă să fie condusă de doi oameni. Acei oameni nu înțelegeau că liderul și managerul trebuie să fie în aceeași persoană, ca la cafea, doi într-unul. Nu poți să faci, decât în situații foarte speciale, această dualitate, această separare. Da? Deci, cred că asta este un motiv foarte, foarte important. Și, bineînțeles, lipsa de automotivare. Dacă eu, ca manager, funcționez cumva din inerție și nu mă gândesc decât să-mi iau salariul și să, nu știu, să se termine ziua și să mai vedea, am o mare problemă și compania cu prezența mea acolo are de asemenea o mare problemă. Acolo unde lipsește automotivarea, sigur că și motivarea are și are rostul ei venind din partea companiei și lucrul ăsta se întâmplă și cel mai natural lucru când nu se întâmplă este pentru un manager, nu, dacă nu e mulțumit, să-și expună răspicat nemulțumirile sau să părăsească compania. Din păcate, foarte mulți rămân acolo din inerție, din diverse alte motive și după o viață nefericită, aduc nefericire și în jurul lor și așa mai departe. Sunt situații și situații. Am întâlnit de asemenea situații în care am fost prin colaborarea cu diverse companii pe care o am în zona de cursuri, am fost trimis, să zicem așa, sau, da, să țin un curs de negociere și am constatat cu stupoare că oamenii de acolo au nevoie de vânzări, de fapt, sau invers. Adică, apropo de identificarea precară, superficială a nevoilor de instruire, am întâlnit și astfel de situații. Da? Deci întâlnim diverse situații. Iată, noi am enunțat aici câteva posibile soluții, dar astea sunt soluții pe care hârtia le poate suporta. Vă rog din tot sufletul, interveniți cu experiența, cu expertiza dumneavoastră ca specialiști HR și subliniați care din aceste idei ar fi cu adevărat fezabile și dacă aveți alte idei cu adevărat fezabile, astfel încât printr-o muncă de echipă și muncă de echipă înțeleg o comunicare și o colaborare mai strânsă între furnizorul de instruire, între ordonatorul de instruire și între HR. Cum ne putem angrena aceste trei entități astfel încât rezultatul să fie unul dezirabil, să fie unul pozitiv, să se vadă că nu a fost o cheltuială, ci a fost o investiție care începe să aducă roade. Deci vă ascultăm noi cei din echipa Festo și n-aș vrea să încheiem acest webinar fără să tragem împreună câteva concluzii. Aceste slide-uri reprezintă doar o provocare la adresa dumneavoastră. Nu, repet, nu ne erigem în deținătorii adevărului absolut pentru că nu îl avem și nici nu îl putem avea. Este doar o perspectivă, oricând, oricine poate să facă o analiză mult mai profi asupra acestei situații, dar poate că este un început. Vă ascultăm.
idei, soluții? Sorin, până când invitații noștri să prindă curaj, să ne mai expună câteva idei, eu aș reveni cu următoarea solicitare. Din toată analiza pe care ai făcut-o tu, ai putea sintetiza câteva idei, câteva soluții directe la tema noastră. Cum creștem până la urmă eficiența? Câteva recomandări, ca o sinteză din tot ceea ce ai expus. Da. O primă recomandare pe care aș face-o și o spun cu toată responsabilitatea, ar fi aceea ca niciun program de instruire să nu se încheie fără să pornească într-un timp scurt, însemnând maxim o săptămână, un proiect specific. Sigur că sunt tipuri de instruiri la care este relativ complicat să generezi un proiect. De exemplu, dacă faci un program de instruire în leadership. Dacă mă întrebați în momentul ăsta cum ar suna un proiect generat în urma unui program de leadership, vă mărturisesc că aș fi în sincopă. Nu știu să spun, dar cu siguranță există. Însă noi, în general, ne ocupăm de cursuri tehnice și fără discuție aici, la orice curs de tip tehnic, nu știu, pneumatică, hidraulică, electrică, 5S, FMA, SMED și așa mai departe, fără discuție că de-a doua zi poate porni un proiect pilot, nu trebuie să pornim cu proiecte mamut, nu asta ne interesează, ci cu proiecte pilot prin care oamenii să prindă curaj, să-și rodeze cunoștințele, abilitățile, să vadă că funcționează și după aceea să extindă experiența la nivel de companie. Deci asta ar fi o recomandare, să nu existe un curs care să nu continue cu un proiect. După aceea, acest proiect trebuie gestionat cumva, trebuie păstorit cumva și cred că aici HR-ul ar putea să-și aducă aportul, în sensul că există tendința, așa cum ați văzut mai devreme pe un slide, să fie începute niște proiecte care se răcesc așa, se lasă baltă, nu? Că, nu, suntem români și cam știm cum funcționăm. Nu, cineva trebuie să stea cu ochiul frumos pe acest proiect și cu raportări, ok, care este stadiul proiectului, de unde am pornit, unde suntem, unde trebuie să ajungem. Deci proiectul trebuie să aibă niște obiective smart, trebuie să fie făcut ca la carte. Repet, bun, cine e acel cineva? Scuze-mă, Cătălău, cine trebuie să fie acel cineva? Managerul de HR? Responsabilul cu instruiri? Nu știu dacă se poate ocupa managerul de HR de toate aceste lucruri. Acum sunt companii în care managerul de HR este totul. Adică sunt companii în care HR-ul are un singur angajat și atunci e foarte complicat. Sau doi. Da? Și atunci nu e foarte simplu, dar să se ocupe nu înseamnă să stea zi de zi pe acel proiect, pentru că nu poate, nu omenește, nu e posibil să faci asta și nici nu e treaba lui până la urmă. Dar de la caz la caz, vezi, Adelin, fiecare companie are o structură, o organigramă specifică și atunci se poate crea la nivel de companie o astfel de structură chiar formală, nu? Sau semi-formală, în care cineva să asiste pe, să zicem, managerul sau poate să fie un șef de echipă, un team leader care să genereze proiectul sau să primească responsabilitatea acestui proiect, trebuie să stea cumva alături de el, nu știu, o dată pe săptămână să primească o raportare, să gestioneze niște cereri de resurse. Deci
formulele concrete, se stabilesc de la caz la caz, totul trebuie să fie foarte flexibil și foarte adecvat contextului fiecarei companii. Nu e o singură soluție aici. Ideea este ca să fie mai mult de o persoană responsabilă pentru gestionarea acestui proiect, pentru că altfel apare tentația grozavă de a o lăsa baltă, pentru că nu mă întreabă nimeni de sănătate și eu am alte treburi și priorități și lasă, că cum am mers până acum, putem merge și mai departe, că nu se oprește pământul din rotație, dacă nu terminăm proiectul. Din păcate... Și unde este rolul, sau ce exact trebuie să facă cel de la HR, adică stimații noștri invitați, care ne bucurăm de prezența lor astăzi? Păi e o întrebare foarte... Ce ar trebui să fac eu ca om de HR? Da, sunt de acord că demararea unui proiect, implementarea, consolidarea unor cunoștințe dobândite în curs și aplicarea lor ca să transform proiectul într-o investiție. Dar concret, ce trebuie să fac eu ca om de HR? Nu pot eu să mă duc să mă ocup strict de proiect. Că de multe ori tehnic mă depășește. Corect. Poate. Corect. E foarte bună întrebarea și chiar și aici eu aș aștepta un răspuns de la invitații noștri, că nu sunt eu în măsură să dictez, domnule, bine, Sorin Stan și dictează responsabilitățile oamenilor de HR de astăzi, pe bune, nici vorbă de așa ceva. Nu știu, încerc și eu să mă gândesc dacă și cum s-ar putea implica, repet, în contextul foarte, foarte nefericit în general, în care e o fluctuație mare de personal care, știm bine, sabotează orice efort și de instruire și de îmbunătățire și de tot ce vrei, pentru că investezi, știm, niște oameni, peste o săptămână îți pleacă, trebuie să o iei de la început, este un endless story, da? Deci nu pot eu să ofer... Pare rău răspuns la întrebarea asta. Poate de asta așteptam de la dumnealor să vină cu niște sugestii, cu niște perspective și să spună, uite, astea sunt limitele, noi putem numai până acolo, putem face asta, dar nu putem face asta. Aminteai mai devreme de responsabili cu instruirea sau... Uite, în multe companii sunt responsabili cu îmbunătățirea continuă. Din păcate, în multe companii sunt doar pe hârtie responsabili și nu se întâmplă mai nimic. Dar, iată, acești oameni ar putea să preia, pentru că pot să fie ca niște semințe aceste proiecte care să-i ajute să mențină turația conceptului de îmbunătățire continuă sau să inițieze lucrurile. Pentru că un proiect pilot, nu, care se generează și se dezvoltă în urma unui curs, este, la urma urmei, un proiect de îmbunătățire. Și dacă astăzi fac un astfel de proiect, mâine fac un alt proiect și așa mai departe, iată, sunt în zona de îmbunătățire continuă și acel om își împlinește rostul profesional acolo. Da? E, ce ne facem în companiile în care nu există un astfel de om? Părerea mea este că ar trebui creat. Părerea mea este... Poate divaghez un pic acum, dar e o altă durere. Nu cred că ar trebui să existe o companie în momentul de față în care să nu existe implementat, măcar la nivel așa de sâmbure, conceptul de îmbunătățire continuă, pentru că fără asta suntem depășiți de evenimente. Din cauza mutațiilor permanente care se petrec în economie, în piața concurențială, din cauza avansului tehnologic, a pretențiilor pe bună dreptate pe care clienții le emit, da? Și așa mai departe. Deci, încă o dată, acest webinar nu se dorește a fi un transfer unidirecțional de know-how, pentru că, o spun pentru a treia oară, nu deținem adevărul absolut. Am vrea tare mult să auzim și punctul de vedere al specialiștilor în HR care ne ascultă și ne văd acum. Aici sunt doar niște idei. Repet, nu e deloc obligatoriu ca aceste idei să fie fezabile. Nu avem altele mai bune în clipa asta. Sau asta e perspectiva noastră, pur și simplu.
E o liniște tare, tare adâncă. Din păcate, da. Bun. Păi, nu mai avem nimeni curajos acolo. Da. Eu sunt. Haideți, vă rog. Oare suntem două persoane deodată sau m-am auzit cu ecou? Okay. Noi v-am auzit foarte bine. Bun, deci din punctul meu de vedere, eu cred, sau cel puțin așteptările pe temele, să zic așa, prezentate și la început, am încurajat prin partea de plan de dezvoltare, ca să zic așa, să vină și angajații cu anumite propuneri în identificarea nevoilor proprii pe care ei le au și cursuri cărora lor le-ar face plăcere să participe, să se dezvolte, să afle mai multe informații. Acum e clar că acea parte de nevoie proprie de dezvoltare este corelată ulterior cu recomandarea managerului sau a liderului sau a șefului, a supervizorului vis-a-vis de viziunea pe care o are asupra departamentului sau a direcției în care vrea să meargă și simte că anumite competențe trebuie dezvoltate. Eu cred că cele mai bune rezultate sunt când se întâlnesc cele două, adică și nevoia de dezvoltare și dorința lui la noi cunoștințe pe anumite domenii corelate cu viziunea pe care compania, să zic așa, o are și direcția pe care vrea să meargă și atunci, da, ulterior, bineînțeles că și implementarea de proiecte în firmă, după participarea la asemenea cursuri sau anumite inițiativi, că pe îmbunătățire continuă, că pe optimizări de procese sau de task-uri sau de obiective care sunt, rezultatele cu siguranță sunt mult mai bune. Însă, concluzia finală este că, într-adevăr, într-o fabrică de producție, cea mai mare provocare pe care o avem este timpul. Timpul corelat cu faptul că se pune din ce în ce mai mult accent pe acel echilibru, ca să zic așa, între fiind prezent în firmă și viață personală, în care încerci să faci cât mai mult în standardul de 8 ore ceea ce e de făcut, nu să-ți petreci 10 ore, 11 ore, 12 ore într-o fabrică. Și în funcție de provocările pe care le are fiecare fabrică, e destul de greu în 8 ore optim să participi și la cursuri, să-ți faci și munca, mai ales când anumite cursuri vin, pot să aibă rezultate, dar necesită timp, adică au nevoie de participanți să fie prezent poate minim 3 zile sau 4 zile pe durata 8 ore să participe la cele instruiri ca ulterior să poată să pună în practică ceea ce face. Și eu provocarea cea mai mare o văd într-adevăr în identificarea acestui timp. Acum a mai venit și COVID-ul cu provocările lui și uite așa toate deja se adună și e puțin mai greu, zic eu, decât era înainte partea asta de participare la training-uri și pe urmă de identificare de proiecte și de punere în practică. Cam atât. Asta a fost. Bun, care ar fi soluția? Ce am putea face mai bine împreună? Soluția, eu o văd așa ca o prioritizare, așa cum ați spus, adică de identificat ceea ce e esențial și important. Iar după ce identificăm ca și competențe, eu zic că este foarte important personalul target, ca să zic așa, în ideea în care chiar dacă ne alegem o anumită chestie, indiferent că vorbim de managementul schimbării sau vorbim de, nu știu, îmbunătățire continuă sau vorbim de chestii tehnice, pe mentenanță sau alte unelte, este foarte greu când într-o firmă se pornește cu mai multe traininguri pe mai multe departamente, mai multe chestii. Poate că prioritar ar fi, așa cum ați spus, nu știu, poate stabilim că avem nevoie de lider, da? Bun. Avem nevoie de lider, dar unde avem nevoie de lider? Într-o fabrică de producție, unde e impactul major ca să ai liderii respectivi? Unde te ajută în așa fel încât să ai cele mai bune rezultate? Începi top, începi middle management, începi în producție cu liderii, unde începi să dezvolți acele persoane ca să te asiguri că beneficiul trainingului investit este maxim pentru tine ca și companie. Și atunci poate mai degrabă cu pași mărunți pe segmente mai mici ca să ajungi la un rezultat final major sau o îmbunătățire majoră în care să simți că într-adevăr în companie se simte un impact major în urma participării la acele traininguri. Da.
Așa este. Acum, în privința leadership-ului, aș completa următorul lucru. Se simte tot mai multă nevoia distribuirii leadership-ului. Conceptul ăsta apărea un moft acum vreo 10 ani, leadership distribuit. Adică am nevoie de lider și acolo pe linia de fabricație printre operatori. Nu este deloc un moft. Dacă pe un anumit nivel ierarhic nu am lideri, se petrece o ruptură. Viziunea care pornește de sus se frânge undeva acolo. Proiectele, inițiativele se frâng acolo. Nu întâmplător m-am întors aici la aceste grafice. Observați, vă rog, prezența angajaților motivați în echipă. Iată, 90% din cei cu care am discutat au spus am în echipă cel puțin un angajat dedicat și preocupat de îmbunătățiri. Acest lucru va funcționa, are și cu siguranță și o componentă de leadership și va încuraja pe cei din jurul lui. Asta contrar faptului că noi iarăși ca nație am observat lucrul ăsta cu tristețe în destul de multe situații și anume dacă cineva la nivel de muncitori, haide să precizăm un pic contextul, are unul dintre ei o idee, este motivat, e dornic să facă treabă, beneficiază imediat de hăhăielile și de miștocăreala celor din jur. Ce mă, ești tu mai deștept, vrei să te vadă șeful și așa mai departe. E foarte greu să treci peste această presiune socială la nivel de job, acolo unde, de loc de muncă, acolo unde te afli. Pentru că decât să intri în gura colegilor și nu, la miștocăreală pe român nu întrece nimeni, nu? Mai bine te conformezi. Și stai acolo cu minte în banca ta și nu mai vrei să, în ghilimele, să placi șefului. Cei care reușesc să treacă peste acest obstacol chiar demonstrează o tărie morală și demonstrează calități de lider. Dacă acești oameni sunt descoperiți și instruiți un pic, ei pot să facă minuni, pot să tragă după ei și pe ceilalți care sunt... Mulți sunt doritori de asemenea să facă lucruri, dar nu îndrăznesc. Așteaptă un exemplu, așteaptă un tren în care să se urce și ei. Deci, leadership-ul are important este. Să nu ne oprim doar la top management, repet. Trebuie să meargă, să se distribuie până jos. Nu e o treabă simplă, sigur că da. Dar cine se ocupă de asta... face parte din zona de dezvoltare chiar personală a oamenilor, oamenii se descoperă, se redescoperă, văd că pot să facă, capătă încredere în ei, le crește stima de sine, cei din jur văd că se poate și lucrurile încep să producă sinergie. Sigur, e mai ușor, mult mai ușor de zis de făcut, dar cu certitudine se poate face, exact cum spuneați. Cu pași mărunți, nu putem face de azi pe mâine astfel de lucruri, că nu se poate, dar dacă este, să zicem așa, o strategie, o abordare articulată, coerentă, se poate face. Pe care noi am încercat foarte mult să punem accent, am văzut că vorbiți foarte mult de îmbunătățirea continuă. Ăsta este și motivul pentru care noi am preluat dimensiunea de îmbunătățire continuă ca și element sau ca și categorie principală în evaluarea angajaților și am lucrat foarte mult la partea de cultură, în ideea în care parte din întrebările de evaluare se referă la, dăm un exemplu, nu știu, de chestii pe care ai îmbunătățit-o în ultimele 6 luni sau în ultimele 12 luni. Pe o parte, iar pe de altă parte, anumite idei care pot demonstra un impact major în fabrică sunt recompensate ulterior chiar și financiar. Prin aceste două metode am încercat foarte mult să îmbunătățim și să trecem dincolo de exact ce a spus noastră percepția asta că dacă ai o inițiativă bună sau vrei să schimbi ceva în bine, de fapt vrei să ieși în evidență ca să te vadă nu știu cine. Nu, este parte din ceea ce noi trebuie, fiecare din noi trebuie să facă și consider că fiecare la locul lui de muncă acolo unde îi știe cel mai bine ce poate să îmbunătățească și ce poate să facă. Mult mai bine decât dacă vine cineva din afară. Pot fi sugestii, pot fi recomandări, dar eu zic că primul aport este la persoanei care face treaba respectivă.
Perfect de acord cu dumneavoastră. Și ați început să vedeți schimbarea pe această abordare? Da, în fiecare an, nu total, nu 100%, dar îmi ajunge să văd în fiecare echipă când vin una, două persoane care îmi spun că deja fac chestii noi, că au învățat lucruri noi, că au schimbat ceva, că au observat, că au făcut recomandări, din nou, pic cu pic. Îmi ajunge un pic acum, un pic data viitoare, încă un pic din altă echipă și încet, încet se clădește. Este o, da, este o abordare realistă și mă bucur tare mult să aud lucrurile astea. Într-adevăr, în zona de schimbare, în zona de încurajare a oamenilor, lucrurile nu se pot face peste noapte, nu se pot grăbi, pentru că asta este. Dar câtă vreme există acțiune, există proactivitate din partea managementului companiei și cultura este orientată în această direcție, rezultatele nu întârzie să apară, fără discuție. Nu am nici cea mai mică îndoială aici. Vă felicit pentru abordarea asta, ce să zic. Mulțumim. Bun, noi am zis că avem o oră. Nu ne propunem să închidem acum discuția. Stăm atâta vreme cât considerați că mai are sens. Dacă aveți întrebări, dacă mai aveți de exprimat puncte de vedere, noi suntem aici, așa încât profitați, mai ales că vine weekendul după asta și puteți medita în liniște la cele discutate aici. O ultimă întrebare, vă rog, am putea primi prezentarea și noi sau? Că da, da, o veți primi. Mulțumesc. O veți primi. Alte puncte de vedere. Haideți, vă rog. Avem o mulțime de invitați care ne văd și ne aud. Nu se poate să nu mai existe și alte puncte de vedere. Măcar pe chat, dacă nu prin grai. Puneți întrebări, exprimați-vă acordul, exprimați-vă dezacordul, veniți cu alte perspective, pentru că marea bucurie și marele câștig pentru toți cei care suntem implicați în această discuție este schimbul de opinii. Învățăm unii de la alții, facem schimb de experiență. Poate că și tăcerea e un răspuns. Cum bine se știe. Ce spune răspunsul ăsta, că nu știu. Da, fiecare o să-l interpretăm cum putem și cum știm. Eu aș vrea să mulțumim încă o dată tuturor participanților care și-au făcut timp pentru această. De mult ne doream, recunosc, să avem această discuție și aceste perspective pe care Claudia ni le-a oferit cu atâta generozitate. Mulțumim încă o dată, Claudia, pentru implicare. Mulțumesc pentru invitație. Ce pot să vă zic, că intenționăm să continuăm seria acestor seminarii online cu teme cât se poate de interesante și în special să fie, în principal să fie utile, atât pentru, în special pentru dumneavoastră, dar și pentru noi. Teme pe care le așteptăm sub formă de propuneri. Eu o să trimit această prezentare către toți participanții, iar ca reply la e-mailul meu, v-aș ruga să ne trimiteți câteva teme de maxim interes pentru dumneavoastră, pentru compania dumneavoastră, să putem să le dezbatem împreună în următoarele sesiuni, pentru că, după cum vedeți, toate aceste seminarii sunt discuții libere, sunt schimburi de experiență și orice idee, orice schimb de experiență, eu zic, aduce un plus pentru oricine e interesat. Da, toate acestea mult. Te rog. O temă interesantă ar fi, poate e o sugestie, dar tot invitații noștri o vor confirma sau amenda. O discuție legată de cultura organizațională. Da. Din experiența mea,
se pornesc diverse proiecte de amplitudine mare, proiecte de schimbare, proiecte de optimizare în general, fără a se face de multe ori o analiză a culturii organizaționale. Am venit companii care au pornit voinicește să implementeze diverse concepte venind din Japonia, nu? Dacă vorbim de îmbunătățiri, de Kaizen, cam de acolo vin. Însă au luat-o pe scurtătură, nu? Au pornit direct către Tokyo, ca să zic așa. Au angajat consultanții japonezi care au venit aici și au zis facem așa, așa, așa. Fără să aibă habar, presupunerea mea, fără să înțeleagă cultura națională românească, fără să înțeleagă cultura companiei. Deci, ce vreau să spun este că se inițiază adesea proiecte de anvergură fără să se facă un audit al permisivității culturii organizaționale. După aia o dau de gard proiectul și se miră toată lumea. Dar de ce nu merge? Dar ce am făcut? Sau ce n-am făcut bine? Da? Deci cultura organizațională este un element extraordinar de sensibil, care în niciun caz nu trebuie neglijat când inițiem proiecte de schimbare redutabile. Deci este o temă. Da? Și legat iarăși de schimbare, managementul schimbării este o altă temă foarte, foarte interesantă și iarăși lăsată la urmă. Sunt mulți manageri care pornesc proiecte de schimbare. N-au auzit, de exemplu, de curba Kübler-Ross și nu știu și nu înțeleg ce emoții poate genera această schimbare în angajați și cu ce efecte nocive. Iarăși, oamenii nu știu de unde vine rezistența, de unde vin rezultatele altele decât cele așteptate și așa mai departe. Asta sunt două teme tot mai la modă, dacă îmi permiteți, în ghilimele. Nu e o modă, este o necesitate, da? Și teme destul de mult ignorate. Nu prea aud vorbindu-se despre asta. Pornesc la schimbare, dar nu știu nimic despre dinamica emoției schimbării, pentru că schimbarea se petrece la nivel de oameni. Un șurub îl pui dintr-o parte în alta, nu protestează, stă cu mintea acolo. Oamenii nu funcționează așa. Oamenii au temeri, au dorințe, au agende ascunse, au visuri și așa mai departe. Trebuie să înțelegi mecanismele care îi animă pe ei într-o direcție sau alta și să acționezi astfel încât să se întâlnească interesele procesului de schimbare cu interesele personale, cât mai mult. Altfel, iarăși ajungem în zona de eșec. Deci, iată, două sugestii, am trâncănit cam mult legat de ele. Dar sunt două sugestii, zic eu, interesante, managementul schimbării și cultura organizațională. Da? Dar, iarăși, așteptăm de la dumneavoastră idei, pentru că zona de HR, nu, prin definiție, se ocupă cu oamenii, cu emoția, cu nevoile oamenilor. Poate veni cu idei foarte interesante pe care le putem discuta aici. Excelent. Bun. Mulțumim încă o dată tuturor participanților. Și vă dorim să aveți un weekend liniștit. Weekend minunat, înflorit, cu sănătate. Și un început de primăvară, așa cum vă doriți. Da, da. O primăvară fericită dorim tuturor doamnelor care sunt acum alături de noi aici. Peste două zile în 1 martie. Mulțumim la fel. Mulțumim și dumneavoastră. Cu mult drag. În regulă. Deci cam asta fuse webinarul nostru pe ziua de astăzi. Exact. La revedere! La revedere! La revedere! La revedere!